Salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă arăt ceva cu totul nou și pentru mine. Nu am știut că există, nu am știut despre ce se vorba până nu mi-a arătat cineva ce trebuie să montez în aceste mascări. Ca să știți când se sparge o țeavă, unde se sparge, să nu trebuiască să spargeți totul. O să aflați, o să știți unde să spart. Da, nu m-am explicat prea bine, dar o să încerc să mai explic încă o dată. Așa, și acestea fiind spuse, vorbim despre senzorii de umiditate HUMID. Senzor. Așa arată. Da? Acești senzori, pur și simplu, nu sunt senzori. Este doar un... ca și RAM-ul la calculator arată. Uitați. Da? Sunt pe un flis lipit și acești senzori funcționează cu un aparat special de la HUMID. Deci nu puteți voi, trebuie să aveți acel aparat special care funcționează cu aplicația Google Play și Apple. Din păcate s-a rupt aici, mai rămâne numai Google Play. Așa. Ce face acest aparat? Acest aparat transmite raze și primește. Deci transmite și primește. Dacă acest fris este umed, transmite că este umed, da? Cu roșu, dacă nu mă știu, arată pe aparat. Dacă este uscat, transmite înapoi și pe aparat arată cu verde. Da? Și acum să vă explic de ce este nevoie de acest senzor. Hai să zicem într-o casă, numai cu parter, unde locuiți numai voi, nu trebuie, pentru că dacă se scurge o țeavă, știți unde e, bă, e la parter, că la parter etajul nu scade. Dar într-o clădire de locuințe, unde sunt aceste mascări de țevi, aici, de exemplu, avem duș, aici WC, aici biuvetă, da? Ne aflăm la etajul, da, noi suntem la etajul 3, da? O să trebuiască să montăm în toată clădirea. Când se sparge o țeavă, da? Se sparge o țeavă, apa se poate pur și simplu prelinge pe țevi în jos și se observă doar în pivniță, că curge apă de undeva, dar nu știți de unde. Și atunci ce faceți? O să trebuiască să luați fiecare mascare de țevi, să spargeți, să vedeți. E umed, e uscat, e umed, e uscat. Da? Și poate spărtura e la etajul 1, dar voi începeți de la parter, spargeți la parter, spargeți la etajul 1, sau începeți de la etajul 2 sau 3. Spargeți la etajul 2 sau la etajul 3. Să nu vorbim de blocuri din alea, de 16 etaje, că atunci este mai gravă situația. Da? Și atunci ce facem? Să zicem că s-a spart o țeavă la etajul 1. Da? Ce facem? Chemăm pe respectivii, bineînțeles dacă am montat acești senzori, da? Chemăm pe respectivii sau închiriem acel aparat și începem să verificăm. Cu acel aparat, punem acel aparat și ne zice care este uscat și care este umed. Da? Din moment ce la parter, etajul 1, este umed, iar la etajul 2 acești senzori sunt uscați, asta înseamnă că apa țevile sunt sparte la etajul 1. Da? Și atunci știți exact, desfacem la etajul 1, reparăm și cu asta basta. Nu trebuie să spargeți tot ca să știți de unde vine apa. Da? Asta în, când e bine. Gândiți-vă când aveți 10, 16 etaje și nu știți unde s-a spart. Da? Acești senzori, da, sunt foarte buni. Da, nici nu știu dacă există pe YouTube așa ceva. Normal și într-o locuință, cine vânde acești senzori, au și aparatul de închiriat. Când vedeți că e ceva umed, sunați la ei, vă trimit aparatul cu care puneți, mutați telefonul pe el și vă transmite pur și simplu prin raze ultraviolete, vă gândesc că funcționează, pentru că el dă și primește și atunci primiți înapoi dacă e umed sau uscat. Așa, și să vă arăt acum cum se montează acești senzori, deoarece și ăștia s-au gândit după aia, nu s-au gândit înainte, bă, vă amintesc, ne aflăm într-o casă pasivă.
O casă toată din lemn. Podeaua este din lemn, pereții sunt din lemn, tavanul este din lemn. La o casă pasivă, dacă picură câte un strop, 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 cum e melodia aia, se face mucegai, se fac ciuperci și putrezește. Poate să picure și voi să nu știți, poate să picure 10 ani și să nu treacă apa în jos ca să-ți dai seama, dar doar un strop. Pur și simplu suntem noi o șurubă acum când mutăm plăcile de chips, carton și să intre în țeapă și să apropie câte un strop la două ore câte un strop și ăla se evaporă, da? Dar în timp putrezește. Mucegai, ciuperci și așa mai departe. Da? Așa, deci ne aflăm într-o casă pasivă unde obligatoriu trebuie mutați acești senzori. Ei s-au gândit după aceea că trebuie mutați acești senzori. Deja două blocuri avem gata. Da? Două blocuri o să trebuiască să fac cum am să vă arăt acum. Să fac restul de blocuri, pur și simplu îl pun în jos pe lemn. Închidem mascările de set. Da? Mascările de set. Și cu asta, masca. Așa. Acum, în cazul acesta, trebuie să le punem în genunchi. Am pregătit deja. Nu e primul care montez, am montat deja câteva ca să văd și eu cum merge cel mai ușor și așa merge cel mai ușor. Deja avem șuruburile undeva, dar poate să mai fie și pe aici câte un profil și nu se vede. Noi îl dăm aici sus, da? Dacă se blochează freza, înseamnă că am dat un profil. Dacă nu se blochează, nu s-a blocat. Așa. Luăm lampa. Ca să vedem unde îl punem cel mai exact. Da? Țineți minte, aici trebuie să pun doi senzori. Nu două, două oi. Da, doi senzori. Un senzor aici, dar aici este coloana de țevi, iar un senzor în partea stângă unde este podeaua de lemn. Deci avem, sunt puțin așa denivelate, unde țevile este puțin mai sus. Podeaua unde nu sunt țevile care trec de la etaj la etaj, este puțin mai jos. De aceea trebuie să punem doi senzori. Unul în dreapta, unul în stânga. Așa, gata, am văzut unde îl pun, unde e senzorul, aici e senzorul. Da, perfect. Nu trebuie să puneți nu trebuie să puneți în spate la fier. Da? Eu am aici o țeavă de aerisire care este din metal, aici am o țeavă izolată cu aluminiu. L-am pus între. Și acum, deci pur și simplu am pus senzorul, dar cum fac acum să închid? Da? Să închid, trebuie să fac următoarele. Da? Dau amorsă pe placa care am tăiat-o. Amorsă și pe deschizătura care este. Și acum, material de la Rigips, Promix Plus. Și facem tortul. În alte locuri de aia, după cum v-am spus, acum a ieșit exact gaura, până acum au mai nimerit și metal, doar elementul nu se știe unde e metalul. Da? Dar înainte să punem această placă, am uitat să punem ceva, nu? Da? Să știe cine a făcut. Le punem și un axibil. Aici pe țeavă. Și acum, și peste 100 de ani, sau când se va dărâma clădirea, vor ști. Asta e făcută de Mr. Gineu. Nu de oricine altcineva, ci de mine. Așa, acum, punem placa. Bineînțeles, cu un șurub, cel mai ușor, da? Am pus placa. Cu șurub ne ghidăm, lucrăm, facem. Pusim mai în interior să fie placa, să nu fie în afară. Așa. Și cam asta este. Cu acest senzor. Mai am un senzor în partea cealaltă.
Hai să facem pe la partea cealaltă, să nu ziceți că, bă, a făcut numai unul și i-a dat din afară. Urmează să facem pe de-al doilea senzor. Aici, bineînțeles, nu mai punem reclama mea, deoarece am pus-o în partea de altă. Țezile acestea merg în dreapta, astea merg tot în dreapta, dar asta este una mică, aici și mai sus. Da. Aici jos este perfect, vreau să ajung aici. Așa, ia să vedem. Da, foarte bine. Din nou amorță. Așa, cireașa de pe tort. Vedeți ce frumos, deci pot să-mi deschid și cofetărie, dacă nu mă știu, de uita ce frumos. Dar numai unul este genial. Hai, unde am cu șurubul ăla care ne-a ajutat, aici este. Așa, băgăm în jos, apăsăm, băgăm înăuntru, facem stânga-dreapta, ridicăm, gata. Și cu șurubul ținem să nu intre înăuntru și în caz că intre înăuntru, putem să o scoatem afară tot cu șurubul. Așa, mai bine mai în interior decât în exterior, deoarece vine faianță peste tot. O să vină prima dată la cea hidroizolație și peste tot faianță și grese pe podea. Și mai bine nu în interior decât în exterior. Da? Amorsă de la Knauf. Am apucat. Sper că m-am explicat destul de bine. Da? Dacă nu ați înțeles, puteți să scrieți în comentarii sau pe TikTok, sunt mai ușor de găsit, dar puteți să scrieți și pe YouTube, și pe Instagram, și pe TikTok. Puteți să scrieți dacă aveți o nedumerire, da? Am să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Da? Țineți minte, cum? Liniuță mijlocie ID. Așa se cheamă senzorii. Puteți să intrați pe humid.com. Acest senzor se cheamă KD1. Mai sunt alt senzor, dar nu e o temă. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe data viitoare. Numai bine!